Două vehicule s-au ciocnit în dimineața zilei de 30 septembrie la Ilișești și a rezultat un rănit. Accidentul a avut loc pe drumul național 17, cel mai probabil din cauza carosabilului ud, dar și pe fondul vitezei excesive. O auto utilitară și un autoturism s-au ciocnit în trafic. În urma impactului, cele două vehicule au fost grav avariate, iar șoferul mașinii a rămas blocat în interior. El a fost deblocat de pompieri și apoi transportat la spital pentru că era rănit. La locul accidentului au intervenit cadre SMURT și polițiștii. Ambii șoferi erau singuri în vehicule. Polițiștii, momentan, fac cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului.